teren de golf pentru o singură persoană într-o vilă de protocol din Neptun, statul nu explică cine l-a cerut și cât a costat. România se laudă că a îndeplinit criteriile tehnice de care e nevoie pentru a scăpa de vizele pentru America. Mai e mult până departe, avertizează Washingtonul. Și infanteriștii israelieni au intrat în Liban, un război generalizat trebuie evitat cu orice preț, spune secretarul general ONU. E marți, 1 octombrie, ascultați știrile zilei de la Recorder. În grădina vilei de protocol de la Neptun, folosită de președintele Iohannis, a apărut un mini-teren de golf. Imagini publicate de site-ul G4 Media surprind trei găuri de golf amenajate în jurul lacului din fața vilei Nufărul. Construită în perioada comunistă pentru soții Ceaușescu, ea a fost folosită după Revoluție de președinții României. Până la momentul publicării acestui podcast, regia Administrația Patrimoniului de Stat nu a explicat în ce perioadă a fost amenajat terenul, la solicitarea cui și cât a costat el, relatează Raul Bambu. Un teren de golf profesionist are 18 găuri, iar în România sunt doar 4 de acest fel. Terenurile precum cel de la Neptun sunt destinate mai degrabă relaxării, nu jocului cu mai mulți participanți. Lunea trecută, președintele Iohannis a plecat în Statele Unite cu un avion privat de lux, cum a făcut în multe alte ocazii. Aparatul a decolat de pe aeroportul Constanțean Mihail Cogălnicianu, conform publicației Boarding Pass. În weekendul de dinaintea plecării, administrația prezidențială nu anunțase nicio activitate oficială pe care Klaus Iohannis s-o fi avut în Constanța. E de presupus, deci, că s-a relaxat la Neptun. În aprilie, avionul cu care președintele s-a întors din Coreea de Sud a aterizat tot la Cogălnicianu. Iar cu un an mai înainte, cuplul prezidențial s-a cazat la Neptun înaintea mini-vacanței de 1 mai. Carmen și Klaus Iohannis au fost aduși de aeronava de lux în Constanța, direct dintr-un turneu în America de Sud. Potrivit G4 Media, mini-terenul de golf de la Neptun a fost amenajat după anul 2017, iar din grădină au dispărut mai mulți arbuști. Cotidianul Adevărul scria de curând că REAPPS ar fi investit în ultimii ani aproape 1 milion de euro în construirea a 2 piscine și un jacuzzi destinate vilelor de protocol de la Neptun. Cât despre pasiunea prezidențială pentru golf, ea s-a manifestat public în plină pandemie și într-o perioadă de criză politică. În septembrie 2021, Klaus Iohannis a ajuns la terenul de la Pianul de Sus, în județul Alba, și a invitat acolo pe oricine. Mă bucur să întâlnesc aici atâți oameni pasionați de golf, un sport care nu este deloc exclusivist și care oferă un foarte bun prilej de a petrece mai mult timp în natură, de a face mișcare, mai ales în acest context pandemic care face dificilă practicarea multor sporturi. Golful se poate practica la orice vârstă și încurajez pe cât mai mult să descopere acest frumos sport care oferă multe satisfacții. În același an, Klaus Iohannis ar fi jucat golf tot la Pianul de Sus, în ziua în care se comemorau 6 ani de la catastrofa de la Colectiv, incendiul în urma căruia au murit 64 de persoane. Nici Cotroceniul, nici omul de afaceri apropiat președintelui care administrează terenul nu au confirmat dacă Iohannis s-a aflat sau nu atunci pe terenul din Alba. Dragi români de acasă și români din America, astăzi este o zi mare, o zi pe care am așteptat-o multă, multă vreme. De astăzi România îndeplinește formal toate condițiile tehnice pentru a face parte din programul Visa Waiver. Punerea în scenă s-ar vrea subtilă. Mai întâi se aude un celebru fragment din Rapsodia Română pe care Radio Europa Liberă îl folosea drept semnal de post înainte de 1989, iar în fundal veghează Statuia Libertății. Ambasadorul României la Washington, Andrei Muraru, după cum ați auzit, se așteaptă ca regimul vizelor de intrare în Statele Unite să fie ușurat destul de curând. Primii români vor putea călători fără vize în Statele Unite, probabil în prima parte a anului viitor. De asemenea, ne așteptăm să avem curând mai multe curse aeriene directe între România și America.
Potrivit legislației americane, secretarul pentru securitate internă e cel care hotărăște dacă o țară e inclusă în programul de scutire de vize, dar numai dacă ea îndeplinește anumite cerințe tehnice. Printre condiții, rata de respingere a vizelor turistice trebuie să scadă sub 3% în anul precedent intrării în program. În cazul României, rata de respingere a fost pentru multă vreme de circa 10%. Europa Liberă scria însă de curând că guvernul României a decontat costul vizelor pentru numeroși angajați din instituțiile de stat. Taxa valorează 850 de lei. Ministerul de Finanțe a recunoscut că de această înlesnire au avut parte aproape 100 dintre funcționarii săi. Surse din administrația centrală spun însă că instituțiile ar fi achitat contravaloarea taxei în cazul câtorva zeci de mii de persoane. Să mai spunem că după o întâlnire cu premierul Ciolacu, ambasadoarea Statelor Unite, Kathleen Cavalec, a avertizat că mai sunt de făcut câțiva pași importanți în următoarele luni pentru a stabili dacă România este într-adevăr eligibilă pentru programul Visa Waiver. Dacă decizia va fi favorabilă, programul ar putea deveni operațional cândva în 2025. Un fost coordonator al campaniei prezidențiale a lui Mircea Joană e partenerul de afaceri al unui propagandist rus. O investigație internațională la care a participat și site-ul context.ro arată că Rareș Mănescu, fost primar al sectorului 6 din București, a înființat o firmă împreună cu Alexei Kozlov în timp ce se ocupa de campania din capitală a fostului lider PSD. Mircea Joană era încă, la acea dată, adjunctul secretarului general NATO. Potrivit context.ro, sub numele Alex Krepcin, Kozlov a publicat online numeroase materiale de propagandă pro-Putin încă din 2014, data anexării Crimeei. A și vizitat peninsula de cel puțin 10 ori în această perioadă. Printre temele sale predilecte se numără așa zisul nazism al puterii politice din Kiev, teză lansată de Kremlin dinaintea invaziei din 2022. Rareș Mănescu a refuzat să răspundă întrebărilor despre partenerul său de afaceri. A spus doar că nu mai e implicat în campania lui Joană de circa 5 luni, adică din mai încoace. Totuși, e-mailurile interne menționează rolul său în acțiunile din aprilie. Mircea Joană spune că fostul primar liberal nu i-a condus vreodată campania și că nu are informații despre afacerile lui. În această după-amiază, el a denunțat de asemenea ceea ce numește o încercare de compromitere de proveniență externă și cu execuție internă. Fiecare zi aduce noi și noi motive de îngrijorare în Orientul apropiat. Casa Albă afirmă că ar avea indicii că Iranul se pregătește să lanseze un atac cu rachete asupra Israelului. Până la data publicării acestui podcast, amenințarea nu se materializase, totuși alarmele antiaeriene s-au făcut auzite în mai multe rânduri în centrul Israelului. Peste noapte, infanteriștii israelieni au lansat o operațiune terestră pe teritoriul Libanului, unde cel puțin 1000 de persoane au fost ucise în cursul operațiunilor anti-Hezbollah. Gherila libaneză, susținută de Iran, a lansat mai multe rachete în nordul Israelului din octombrie anul trecut încoace, când a început războiul din Gaza. În teorie, operațiunea terestră de acum e limitată, localizată și țintită, totuși, printre persoanele ucise în ultimele două săptămâni s-au numărat nu puțin civili, inclusiv copii. Locuitorii din 25 de sate au fost avertizați să le evacueze, iar premierul Libanului spune că 1 milion de oameni au fost deja strămutați. Najib Mikati se așteaptă la una dintre cele mai periculoase etape ale acestui conflict. Forțele armate israeliene au lovit și Beirutul, iar oficialitățile libaneze afirmă că inclusiv o tabără de refugiați palestinieni s-a numărat printre țintele atacurilor. Secretarul general ONU, Antonio Guterres, a cerut un armistițiu imediat și a spus că un război generalizat trebuie evitat cu orice preț. Ucraina și apărarea colectivă, iată prioritățile noului secretar general al NATO. Mark Rutte a preluat astăzi mandatul după care tânjise o scurtă perioadă Klaus Iohannis. Fostul premier al Olandei și-a asigurat foarte devreme sprijinul marilor puteri, Statele Unite, Germania și Marea Britanie, în ciuda bilanțului său privind cheltuielile reduse pentru apărare. După cum spuneam, Mark Rutte a asigurat Ucraina de sprijinul continuu al alianței, ba chiar a adăugat că nu e îngrijorat
neapărat de rezultatul prezidențialelor din noiembrie din Statele Unite. A spus că îi cunoaște pe ambii candidați și că Donald Trump a reușit să-i convingă pe aliați să investească mai mult în dotarea armatelor naționale. A avut dreptate și să insiste în privința Chinei, a mai spus el. I'm not worried. I know both candidates very well. I worked for 4 years with Donald Trump. He was the one pushing us to spend more, and he achieved. And he was also pushing us on China. And I think he was right there. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția. Parlamentul numește noile conducere ale unor instituții cheie. Banca Națională, Autoritatea de Supraveghere Financiară și Consiliul Audiovizualului. Cel mai longeviv guvernator al unei bănci centrale, Muguri Sărescu, rămâne în funcție. În conducere ajung un consilier prezidențial, Cosmin Marinescu, și senatoarea Roberta Anastase. Propusă de PNL, ea e fostă președintă a Camerei Deputaților și fostă eurodeputată. Aura Socol, din partea PSD, e soția economistului Cristian Socol, unul dintre meditatorii premierului Ciolacu. La CNA ajunge un alt consilier prezidențial, Daniela Bârsan, iar guvernul l-a propus pe Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al Patriarhiei. Din partea AUR, Ciprian Nicolae va ocupa un post liber în Consiliul de Administrație al ASF. În ultimii ani, Autoritatea de Supraveghere Financiară a fost vehement criticată pentru practica salariilor și a bonusurilor imense, în condițiile în care doi lideri de pe piața asigurărilor RCA au dat faliment, City Insurance și Euroins. Sondajele o indică printre cei care se bat să acceadă în turul al doilea al prezidențialelor, iar Elena Lasconi și-a depus astăzi oficial candidatura. Președinta USR a rostit și un discurs în fața Biroului Electoral Central în care a invocat nevoia unui nou contract social. A evitat însă referirile la românii din străinătate după controversa publică pe care a provocat-o printr-o declarație făcută luna aceasta. Citez, nu sunt o trădătoare și iubesc țara asta, pentru că cel mai simplu lucru e să-ți iei un bilet și să pleci în altă parte. Președinta USR a mai spus că și-ar dori ca partidul său să guverneze anul viitor alături de PNL și UDMR. Când vine vorba de vaccinare, doar informarea pacienților e obligatorie, iată cum încearcă să se ferească de scandal președinta Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Valeria Herdea a spus că o declarație a sa de ieri a fost interpretată eronat. Obligatoriu e ca medicii de familie să le explice pacienților beneficiile și riscurile imunizării, iar comunicarea nu este facultativă, a adăugat ea. În cursul unei conferințe publice, Valeria Herdea afirmase că vaccinarea nu ar trebui discutată ca opțională. Mai mulți reprezentanți ai AUR i-au cerut apoi demisia. În prima parte a acestui an, 18 persoane au murit în România din cauza rujeolei, inclusiv un copil în vârstă de 10 luni. Niciuna dintre victime nu era imunizată. Punem punct aici știrilor zilei. Pe YouTube vă puteți abona apăsând butonul care activează notificările. În stânga lui, opțiunea Join vă dă ocazia să deveniți membri ai comunității. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!